Zi de derby în capitala Banatului. Stadionul Dan Păltinișanu va găzdui partida dintre două echipe timișorene. Politehnica Timișoara întâlnește FC Ripensia. Politehnica Timișoara a prefațat un nou meci, a doua întâlnire directă între Poli și Ripensia în acest sezon. Cosmin Petruescu crede că derbiul local va fi deschis oricărui rezultat, indiferent de pozițiile din clasament. Când două echipe din același oraș se întâlnesc, nu mai contează nici valoarea loturilor, nici forma de moment, ci doar motivația jucătorilor poate decide meciul respectiv. Alvioleții se bucură că au reușit să aibă o constantă în ultimele rezultate, însă rămân concentrați la responsabilitățile de joc. Chiar dacă venim după o serie de rezultate pozitive, și mă refer în special la ultimele 5 jocuri, chiar dacă traversăm un moment bun, am spus și mai devreme, meciul rămâne deschis oricărui rezultat, în ciuda situației puțin diferită a celor de la Ripensia. O echipă în jurul căreia s-a creat o emulație deosebită în această vară, în ultima perioadă, mai ales în urma schimbărilor care au avut loc atât la nivel administrativ, cât și la nivelul băncii tehnice. Cu siguranță vor dori să aibă un început de serie pozitivă. Suporterii alb-violeți sunt așteptați duminică ora 18 pe stadionul Dan Păltinișanu pentru a-și susține echipa de suflet.